doamna senator PSD, Lavinia Craioveanu, este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna senator, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Zi cu miză mare astăzi pe scena politică. Se așteaptă decizia CCR privind conflictul dintre guvern și Cotroceni. Ce decizie credeți că va da CCR-ul astăzi? În favoarea cui? Este foarte clar că este un conflict de natură constituțională între președinte și guvern, din moment ce nici măcar interimari nu avem, avem ministere lăsate pur și simplu blocate. A fost o decizie luată de către președintele Iohannis cu bună știință, de altfel consilierul prezidențial care a susținut punctul de vedere al președintelui nu a avut niciun argument pentru această decizie, mai mult decât atât, a lăsat să înțeleagă că președintele avea cunoștință de faptul că se creează un blocaj. De altfel știți foarte bine că de fiecare dată când a refuzat să numească interimari sau miniștri, președintele nu a motivat această decizie, deși era obligat să o facă. Faptul că a călcat în picioare Constituția României, că blochează cu bună știință pentru mize electorale activitatea țării până la urmă, pentru mine este un lucru foarte trist și îngrijorător. Sper ca să se tranșeze odată acest conflict și guvernul să-și rea activitatea cu miniștrii care să fie titular sau măcar interimari acolo unde este cazul, pentru că țara trebuie să fie guvernată, sunt decizii care trebuie să fie luate, sunt documente pe care acești miniștri au trebuit să le semneze în numele țării, sunt salarii de plătit. Știți bine că premierul a trebuit să găsească soluții astfel încât oamenii să poată să-și primească salariile la timp. Se pare că președintelui, din păcate, nu i-a păsat de acest lucru. S-a discutat în PSD despre ce se va întâmpla după decizia de astăzi de la CCR. Va merge în continuare, mergeți pe ideea că ajungeți în Parlament pentru restructurarea guvernului sau... Să vedem mai întâi ce se întâmplă cu partenerii noștri de guvernare, cei din ALDE, pe care președintele lor, din păcate, i-a desființat ca și grupuri parlamentare și la Cameră și în Camera Deputaților și la Senat. I-a scos de la guvernare pe motivul practic că... Practic nu mai există coaliția de guvernare. Practic, ea este contestată, desfințarea sau ruperea acestei coaliții de guvernare este contestată chiar din interiorul ALDE de oameni care contestă această decizie și ați văzut, bănuiesc, și în ieșirile publice că o parte din, poate că cea mai mare parte, dacă e să ne luăm după numărul de parlamentari ALDE, contestă această decizie și-au dat seama că este o greșeală, mai ales după anunțul făcut de președintele Tăriceanu legat de susținerea la președinție a candidaturii domnului Diaconu. Dacă până aici domnul Tăriceanu ar fi motivat să zicem, avea o scuză în fața celor din ALDE, a celor care fac munca de partid din teritoriu și care l-au susținut, ar fi avut, să zicem, scuza aceasta că nu este candidatul coaliției la președinție, de data aceasta și această motivație pică. Ori noi am venit în fața alegătorilor, când am primit voturile românilor, cu niște propuneri și cu niște promisiuni pe care le-am făcut oamenilor și pe care trebuie să ni le asumăm și trebuie să le îndeplinim. În ce măsură reușim să le îndeplinim, se va reflecta și în votul pe care îl vom primi și noi și ALDE în momentul în care vom face bilanțul și vom veni din nou în fața alegătorilor. Domnul Tăriceanu nu avea dreptul să arunce România în criză, pentru că practic de aici a plecat această criză guvernamentală, de la faptul că miniștrii sub presiunea domnului Tăriceanu și-au dat demisia și au lăsat ministerele goale. Iată că au revenit, cei din ALDE și-au dat seama că au făcut o greșeală și că vor să refacă această coaliție. Își dau seama că au o responsabilitate față de români, față de cei care au votat și față de cei care îi susțin în teritoriu și că trebuie să îndeplinim, să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Pentru că vreau să vă amintesc și când a ieșit domnul Ponta de la guvernare, când
și-a dat demisia din funcția de premier, o demisie anunțată pe Facebook, similar cum a făcut domnul Tăriceanu acum, fără să se consulte cu noi membrii de partid, cu conducerea partidului la acea vreme, România se afla ca și acum pe o pantă ascendentă. Aveam și atunci creștere economică, motoarele economiei mergeau bine, fondurile europene erau atrase și absorbite și ne-am trezit cu guvernul Cioloș, cu guvernul tehnocrat, care timp de un an și ceva de zile a pus o frână acestui mers al României. Vreau să vă dau un singur exemplu și închei. Când ne-am întors la guvernare, când PSD s-a întors în 2016 în urma alegerilor, am găsit la Ministerul Fondurilor, autoritățile de management erau neacreditate. A fost nevoie de o perioadă lungă de timp, de 6 luni de zile, ca aceste autorități să fie acreditate și să poată să înceapă demersurile privind atragerea de fonduri europene. De altfel, toată lumea știe că această guvernare a fost numită guvernarea zero. Și acum ne aflăm, din punct de vedere economic, foarte bine. Indicatori, chiar dacă în Parlament sau opoziția strigă foarte tare că e dezastru, indicatorii economici de la Institutul Național de Statistică, de la Eurostat, îi contrazic, pentru că suntem pe creștere economică în primele țări, avem atragere de fonduri economice, de fonduri europene, am reușit să creștem și veniturile românilor, am reușit să turăm motoarele economiei prin această susținere a economiei de la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii prin programe cum este Startup Nation. Agricultura este ea însăși un motor de dezvoltare a economiei și o sursă pentru finanțarea salariilor, pensiilor și a celorlalte cheltuieli de la bugetul de stat, pentru că noi de când am venit la guvernare, subvențiile au fost plătite la timp, fondurile europene au fost atrase în proporție de 100% pe acest sector și oamenii și-au cumpărat utilaje noi, au avut posibilitatea să-și cumpere semințe, erbicide și așa mai departe, cele trebuincioase pentru a însămânța și a face lucrările la timp, așa încât suntem pe primul loc la producția de porumb, la producția de grâu și așa mai departe. Astea nu mai vorbesc de sistemele de irigații, de suprafața irigabilă care a ajuns la peste 1,5 milioane de hectare, este de peste 4 ori mai mare față de ceea ce am găsit. Deci lucrurile se mișcă. Poate că s-ar fi putut să se miște și mai bine. Nu zic nu, dar ideea este că ele merg și merg într-un trend ascendent. De ce să ne oprim acum? De ce vrea alte lucrurile acestea? Sau mai bine zis, de ce vrea domnul Tăriceanu? De ce credeți că vrea domnul Tăriceanu? De ce a vrut să, iată, să iasă de la guvernare și să se alieze, dacă își eu spune, cred că, cu Victor Ponta? Da, eu cred că domnul Tăriceanu a gândit din punct de vedere personal. Nu s-a gândit nici la țară, că trebuie guvernată și trebuie să meargă în continuare și să îndeplinească ceea ce a promis în campania electorală. Nu s-a gândit nici la cei din ALDE care au tras în teritoriu pentru domnia sa. S-a gândit pur și simplu la domnia sa și a luat decizia după cum e lui bine sau, mai bine zis, ca să nu-i fie cumva rău. Ca să nu-i fie rău, credeți că a fost personală. Cumva amenințat de vreun dosar? Eu cred că am și această suspiciune, pentru că altfel un om rațional și cu experiența politică a domnului Tăriceanu nu putea să ia o astfel de decizie. Nu justifică nimic o astfel de decizie. Trebuie să recunoaștem, surprinzătoare inclusiv pentru presă. Și nu a avut nimic de câștigat. Ce a câștigat ALDE din această mișcare a președintelui Tăriceanu? Ce a câștigat România în afară de acest cutremur pe scena politică? Ba, încă mai mult a ajuns să meargă către președintele Iohannis, pe care l-a contestat până acum, și să-i ceară sprijinul în a bloca guvernul cu care împreună a construit până acum aceste cărămizi de care vă spuneam mai devreme, aceste lucruri bune care s-au întâmplat în România și care trebuie să continue. Și de aceea premierul Dăncilă a venit cu acest pact și le cere tuturor partidelor parlamentare să își asume continuarea acestui trend al României. Noi trebuie să menținem aceste motoare economice pornite, să le menținem turate. Pentru că am fost alarmați cu toții de anunțurile pe care le-au făcut cei din opoziție. L-am auzit pe președintele Orban spunând că nu se mai justifică facilitățile acordate IT-știlor.
Ori sectorul IT e unul dintre motoarele economice. Contribuția IT-știlor la PIB-ul României este mult peste media europeană. Deci iată o părticică din ce fac ei se duce către bugetul de stat. Să avem bani de pensii și salarii, ca să creștem nivelul de trai al românilor, să avem bani de investiții. L-am auzit pe președintele Orban că nu este în regulă cu voucherele de vacanță, că ar fi vrut să le conteste chiar la Curtea Constituțională. Păi și această măsură a fost luată pe de o parte ca fiecare român să poată să-și permită un concediu și eu vă spun de la firul ierbii oameni cu care m-am întâlnit și cu care am lucrat înainte și care n-au fost niciodată în concediu. E vorba de o femeie de serviciu de la școala de unde am lucrat și care mi-a spus că ea până să primească aceste vouchere nu văzuse mare. Lucru care m-a impresionat. Dar dincolo de acest lucru, această măsură a fost un sprijin pentru operatorii din turismul românesc, pentru ca ei să poată să crească, să aibă venituri suficiente, să-și modernizeze infrastructura, hotelurile și așa mai departe. Și iată încă un motor pentru economie. Și exemplele pot să continue. Nu mai vorbesc de contestarea legii salarizării. Pentru prima dată, un ministru și-a asumat o lege a salarizării unitare, pentru că până acum toate guvernările au venit pentru o categorie sau pentru alta de funcționari și au mai plusat câte ceva. Și ajunsesem la niște discrepanțe foarte mari, încât o persoană care făcea același lucru și care lucra, să zicem, în Ministerul de Interne, avea salariu de 3 ori mai mare decât o persoană care făcea același lucru și lucra într-o școală. Ori la muncă egală ar trebui salariu egal, sau cel puțin așa gândim noi social-democrații. Și asta a făcut Ialguța Vasilescu prin această lege pe care liberalii, știți bine, și USR-ul au contestat-o, dar pe care românii o resimt astăzi în buzunar. De asemenea, vorbim despre legea pensiilor. Este un lucru care nu s-a făcut până acum, este un lucru pe care pensionarii din România îl merită, pentru că este foarte dureros să-ți vezi bătrânii din țara ta că nu au bani suficient să-și cumpere medicamente sau să-și cumpere un fruct. Nu e normal așa ceva. România este o țară bogată. Este o țară bogată, are resurse. Dacă este bine administrată, are bani așa încât românii să poată să trăiască decent. Nu zic extraordinar, mi-aș dori, dar decent, pentru că pensiile până la aceste creșteri erau o bătaie de joc. Diseară este și un cec al PSD-ului. Ce teme vor fi abordate în această întâlnire, la această întâlnire? Eu nu fac parte din comitetul executiv al partidului. Nu am. Dar sigur agenda. Ați auzit? Nu am ordinea de zi a ședinței cex. Însă pot să vă spun că de când Viorica Dăncilă a preluat președinția partidului, aceste întâlniri ale organelor de conducere sunt din ce în ce mai frecvente. Și eu mă bucur că este așa, pentru că deciziile nu se mai iau de către un singur om, iată așa cum s-a întâmplat când domnul Tăriceanu a luat decizia de a ieși de la guvernare, ci se iau în forurile statutare. Și atunci acolo se discută, își pun opiniile, sunt acolo în cex președinții de organizații din fiecare județ, sunt vicepreședinții aleși ai partidului, liderii grupurilor parlamentare și deciziile pot fi luate mult mai corect și niște decizii care să fie spre binele românilor, României și, bineînțeles, al partidului din care facem parte. Cu siguranță se va lua o decizie și în urma a ceea ce curtea va... Deciziei ce cere. Da, cu siguranță, conflict. Pentru că în funcție de ce va spune curtea și eu cred că nu poate curtea să spună altceva decât că președintele este obligat să asigure continuitate. Se poate întâmpla orice. Vedeți cazul de la Caracal, noi la acest moment nu avem ministru de interne pentru că a expirat interimatul. Nu este normal așa ceva. Siguranța națională a unei țări trebuie pusă întotdeauna pe primul plan. Iar președintele României este și președintele CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. El trebuie să se gândească în primul rând la răspunderea pe care o are față de siguranța fiecărui om din această țară. Cum arată Partidul Social Democrat după Liviu Dragnea? Cum arăta și cum arată acum? Ce schimbări s-au produs în partid? În afară de faptul că doamna Viorica Dăncilă, iată, a preluat partidul. PSD este un partid foarte mare și este un partid puternic. Știți că
președintele Liviu Dragnea și-a adus o contribuție foarte mare și la programul de guvernare, la rezultatele pe care noi le-am obținut și la multe lucruri pe care noi le-am realizat. Ca orice om a avut minusurile sale, nu îmi permit eu să comentez o decizie a unei instanțe, îi spășește o pedeapsă, iată, pentru acele angajări fictive, dar nu pot nici să nu-mi pun întrebarea de ce Franța, de exemplu, susține candidatura unui viitor comisar european care este acuzat de aceleași lucruri pentru care Liviu Dragnea este acum și îi spășește 3 ani de pușcărie. Nu pot să nu mă întreb de ce USR-ul, care s-a tăvălit la propriu pe jos prin Parlament și a cerut ca Dragnea să intre în pușcărie, susține candidatura unui astfel de om. Sunt întrebări pe care eu mi le pun și cred că fiecare dintre noi trebuie să se întrebe legat de acest lucru. PSD-ul este unul mai deschis, poate. Este unul în care deciziile se iau acum în mod democratic, în care, vă dau exemplu, ne-am ales prin vot secret și au fost mult mai multe candidaturi depuse la funcțiile din biroul permanent al Senatului. A fost și o reașezare a funcțiilor acolo și eu cred că meritocrația și oamenii care au dovedit că sunt cei mai buni au primit și încrederea noastră ca să ne reprezinte acolo la prezidiul Senatului sau să ne reprezinte în biroul permanent și cred că acesta este un lucru bun. Ne apropiem de startul campaniei prezidențiale. Cum se pregătește Partidul Social Democrat pentru acest moment? Ce teme vor fi abordate în această campanie? Partidul Social Democrat o să fie un partid care, ca de fiecare dată, o să se mobilizeze pentru a-și susține candidatul. Inclusiv de data aceasta organizațiile de femei de la nivelul partidului nostru. Eu sunt președinta organizației de femei de la din județul meu, a organizației femeilor social-democrate din Dolj și vă spun că determinarea este și mai mare cu cât avem candidat un președinte femeie. Ne dorim ca președintele țării să fie un președinte neconflictual, unul muncitor, unul care să reușească să unească românii și nu să-i dezbine. Pentru că trebuie să recunoaștem că în acest moment există o dezbinare și între generații, chiar în intermediul aceleiași familii, între tineri și între vârstnici, între diferitele categorii socioprofesionale. De ce au medicii salariu mai mare decât profesorii? De ce au profesorii salariu mai mare decât, nu știu ce, ingineri? Ori lucrul acesta nu trebuie să mai existe. Trebuie să avem un președinte capabil să coaguleze în jurul lui consens, un președinte care să fie al tuturor românilor și care să nu împartă țara în președintele, în românii mei și ceilalți români. Toți românii sunt ai președintelui, dacă pot să spun așa, după ce a fost ales, indiferent dacă l-au votat sau nu. Eu îmi doresc un astfel de președinte. Temele de campanie cu siguranță le va anunța premierul Dăncilă atunci când va ieși în campania electorală. Mai mult decât atât, eu cred că Viorica Dăncilă vine și cu ceea ce a făcut în calitate de premier, pentru că și rezultatele acestea economice pe care România le are nu au apărut așa din neant. În spatele lor este o muncă și un plan gândit foarte bine. Gândiți-vă la acest, să ne gândim doar la sectorul IMM-urilor, care a crescut în ultimul timp prin aceste ajutoare acordate prin startup, programul Startup Nation. Firmele au prins cheaca, să zic așa, s-au dezvoltat, au angajat noi lucrători care plătesc contribuții și taxe, iată încă un motor al economiei. Ori prin pactul pe care premierul Dăncilă îl cere celorlalți participanți pe scena politică, asta își dorește, să continuăm această dezvoltare a economiei, să menținem motoarele turate, repet lucrul acesta, pentru ca să putem avea resurse financiare, să facem și investiții, dar să acordăm și venituri românilor. Pentru că atunci când avem creștere economică, e firesc ca această creștere să se ducă și în veniturile oamenilor. Pentru că poți să-și mai facă, nu știu, să-și schimbe o mobilă, să-și facă o casă, să-și cumpere un teren, o mașină și așa mai departe. Iar eu cred că lucrurile acestea, după guvernarea Dăncilă, se văd.
Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, dincolo de statistici, că românii nu mai consumă acum cele mai ieftine produse, cârnații aceia care aveau doar o frimitură de carne, consumă produse de mai bună calitate. Dar dincolo de asta, trebuie să ne uităm în jurul nostru și să vedem că oamenii într-adevăr trăiesc mai bine. Și eu cred că ei asta trebuie să, la asta trebuie să se uite atunci când votează. Să vadă dacă le e mai bine acum când este o guvernare PSD sau le-a fost mai bine înainte când era o guvernare de dreapta și care anunță acum că vine cu aceleași măsuri de austeritate. Pentru că practic asta face și v-am dat câteva exemple mai devreme. Anunță reducerea lucrătorilor din sistemul bugetar, păi a cui? A medicilor, a profesorilor, a celor din armată, din poliție. Nu este normal așa ceva. Oamenii din sistemul bugetar trebuie să lucreze. Ceea ce spun eu este că trebuie să lucreze bine și toată lumea trebuie să-și facă treaba acolo unde este angajat, indiferent unde lucrează. La noi, uneori, poate că se consideră că dacă lucrezi la stat, poți să, sau, mă rog, munca nu este la fel de intensă. Poți să mai tragi chiulul. Da, poți să mai tragi chiulul. Așa este cel puțin percepția oamenilor și atunci poate s-au gândit liberalii că dă bine să spună că o să reducă locurile din sistemul bugetar. Eu cred că oamenii trebuie să fie încurajați să muncească și să fie încurajați să muncească bine. Avem nevoie de doctori, de asta am luat măsura aceasta de creștere a salariilor destul de mare, este o creștere substanțială, pentru că fac o paranteză și spun, vorbeam cu cineva de la vecinii noștri bulgari și spuneau că medici de-ai lor au început să vină către noi. Avem nevoie de medici în spitale pentru că am avut cazuri și ne amintim de ele când au murit oamenii la partea spitalului, fie că erau închise, fie că nu exista medic de specialitatea respectivă. Cred că undeva la Tulcea, dacă nu mă înșel, sau la Brăila, era o situație în care nu exista în tot orașul un medic pediatru. Orice poate fi mai dramatic să mergi cu copilul în brațe, cu febră sau cu nu știu ce afecțiune și să nu aibă cine să ți-l trateze. E cumplit lucrul acesta. Ori un premier al României trebuie să se gândească și un președinte al României și un parlamentar al României, pentru că practic oamenii ne-au trimis acolo prin votul lor ca să încercăm prin tot ce putem noi să le facem viața mai ușoară și mai bună. Ori dacă tu nu asiguri lucruri elementare, siguranța cetățeanului în primul rând, adică să fiu sigură că fetița mea care acum e la Craiova, când merge pe stradă, nu este amenințată și nu se întâmplă nimic, să am încredere în poliția română și în justiția română, dacă nu avem un sistem de sănătate publică care să mă asigură că atunci când am nevoie și când am copilul bolnav sau când am mama bolnavă, să am un spital în care să o trateze decent, astea sunt lucruri, un sistem de învățământ bine structurat și cu cadre calificate care să-i asigure copilului meu o dezvoltare și o pregătire pentru viață suficient de bună ca el să se poată descurca în această viață. Astea sunt cele trei priorități pe care noi PSD-ul le-am adus în fața alegătorilor atunci când am venit în 2016 și pentru care am primit votul lor. De unele sarcini ne-am achitat foarte bine, de altele poate că mai puțin bine. Dar față de ceea ce spun că vor face cei de dreapta, nici nu încape comparație. Adică ei se întorc înapoi. Acum, revenind la pregătirile pentru alegeri, am văzut că există un număr foarte mic al înregistrărilor pentru votul din diaspora. Acum vă explicați acest... Cu siguranță că... Cifră dezamăgitoare, aș spune eu. Votul din diaspora este clar că a fost folosit în interes politic să creeze o emoție, să mobilizeze la vot către un anumit candidat. Este foarte clar. Eu mă bucur că am reușit în această sesiune parlamentară să schimbăm legea și să le acordăm posibilitatea românilor din diaspora să voteze și într-un interval mai extins, să voteze 3 zile, să voteze, să fie și un număr mai mare de secții de votare, dar iată că se pare că interesul nu este așa cum am crezut noi sau unii dintre noi atunci când vedeam acele cozi imense care nu au făcut altceva decât să genereze emoții. Cred că în jur de 80.000 da, până la sunt persoanele care s-au înregistrat pentru a vota. Asta este situația. Nu cred că poate nimeni să mai acuze guvernul sau parlamentul sau ministrul de externe de reavoință sau de incapacitate de a organiza alegerile și în diaspora.
Sunteți membru în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport. Cum arată educația astăzi? Dădeați dumneavoastră exemplu mai devreme că nu avem la MEAI ministru. Da. Nu avem nici la educație. Și de astăzi iată, nu avem nici la educație. De da. Două săptămâni școala. Fără ministru, din este, păcate. Este foarte grav. Domnul Braz și-a făcut cu brio, și-a îndeplinit sarcinile și la Ministerul Educației Naționale și vreau să-l felicit și să-i mulțumesc pentru lucrul acesta, pentru că nu este deloc ușor să mergi în paralel cu două ministere. Ministerul Educației este un minister în care forfota este continuă, dacă pot să spun așa. Chiar acum se discută la sediul ministerului o metodologie privind segregarea elevilor, protejarea lor, urmărirea acestui fenomen. Erau acolo reprezentanții ai sindicatelor, ai Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, elevii și așa mai departe. Dar nu avem ministru. Chiar am văzut o postare a domnului Cristache, care este președintele acestei federații, care spunea: suntem la sediul ministerului, dezbatem, dar nu avem ministru. Nu este normal așa ceva. Activitatea unui guvern trebuie să funcționeze continuu. Nu știu ce l-a determinat pe președinte să refuze sau ce l-a determinat să blocheze. Pentru că, practic, să blocheze activitatea guvernului. Din punctul meu de vedere, este un abuz de putere care stă cumva sub umbrela imunității absolute. Dacă vă amintiți, domnia sa spunea că în campania de acum 5 ani că va renunța la această imunitate. Iată că nu numai că nu a renunțat, dar o și folosește fără niciun fel de jenă și face un abuz de această de putere efectiv. Blochează activitatea ministerelor fără să motiveze măcar, nu l-am acceptat pe X sau pe Y din motivele respective. Părerea mea este că am călcat Constituția președintelui. Clar, clar. Președintele trebuie să fie un mediator și un garant al funcționării țării sale. Dacă se întâmplă un conflict, ceva, la momentul acesta, când noi nu avem ministru, nu avem nici în Consiliul Suprem de Apărare a Țării ministru de interne la momentul acesta, pentru că efectiv a expirat și interimatul. O să vedem ce decizie ne spune și curtea și sper să se rezolve cât mai curând. Doamna Craioveanu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Și eu mulțumesc. Mulțumim.